E o zonă frumoasă a Italiei, spuneam, în nordul peninsulei. Începe așadar această confruntare cu lovitura de start a României și pasa lui Chiricheș pentru Răzvan Raț. Vlad Chiricheș, jucător în Italia, la Napoli, însă a jucat doar 8 partide în acest sezon. Se vorbește despre o despărțire de vicecampioana Italiei. Vlad Chiricheș dorit în Turcia. În Europa, Stanciu bate această lovitură de la colț. Adi Popa pentru Stanciu. Este ocazie pentru naționala noastră în minutul 5. Vlad Chiricheș în acest prim plan. Iată-l și pe Săpunaru, folosit fundaș dreapta Săpunaru, deși în campionat la Pandurii a jucat fie mijlocaș central, fie fundaș central. El este cel care împlinește mâine 35 de ani. Centrarea e pentru acela Săpunaru. Ați văzut acel banner pe care scria la mulți ani Răzvan Raț, Chiricheș. Ocazie mare de gol pentru naționala noastră. Chiricheș trimite cu capul într-un adversar după centrarea lui Alex Chipciu. Lui stânga al Republicii Democrate Congo. Ce eroare, ce eroare! Stanciu! 1-0, al doilea gol la echipa națională pentru Nicolae Stanciu. Primul a fost o bijuterie, aceea reușită cu Spania. Cel de-al doilea vine după o eroare foarte mare a unui adversar, însă asta contează prea puțin. E 1-0 pentru naționala noastră din minutul 27. O deschidere de scor logică. 3 meciuri, 2 goluri pentru Nicolae Stanciu în tricoul naționalei. Revedem faza, cred că a fost greșeala lui Zacuani. Reluare largă, însă și pasa parcă a fost puternică. Un gol făcut cadou aici de congolez sau Bompunga, celălalt fundaș central. A greșit, finalizare simplă a lui Stanciu. Tocmai vorbeam de eroarea lui Chiricheș. Stanciu a marcat în urmă cu 10 minute. Poate face dubla. Jucătorul Stelei trage Stanciu. Scoate însă cu Dibamba. Minge în lateral, recuperată de Raț. Centrare pentru reluarea spectaculoasă, pentru încercarea de reluare spectaculoasă a lui Alibec. A rămas întins pe gazon, se ridică destul de greu. Denis Alibec, Raț. O execuție frumoasă, dar complet ratată. 2 goluri în tricoul naționalei are Răzvan Raț, marcate la 10 ani distanță unul de celălalt. Primul în acel fabulos 5-1 cu Germania din 2004. Unde Stanciu, foarte bună această diagonală până la Adi Popa, trece frumos acolo Adi Popa, pasa pe 16 metri. Ce bine gândește și Chipciu aici. O schemă frumoasă, o fază frumoasă a României, iată, cu pasa bună a lui Adi Popa și Chipciu, care trage după el om și lasă culoare de șut. Alibec însă trebuia să țină acolo. Acum o minge care ajunge la Bacambu, intervenția lui Pantilimon. Cred că e cea mai mare ocazie a congolezilor în această partidă. Se joacă, spuneam, ceva mai frumos în această repriză secundă. Joc mult mai fragmentat în prima parte. Lomalisa, este incredibil cum schimbă pozițiile între ei congolezii. Lomalisa era aripă stânga, a făcut, cred că schimb cu Maboati. Iată ce pasă dă aici în Pocu. Hora, iată, vine foarte bine în sprijinul defensivei. Recuperează Magoma, centrare periculoasă, gol! Este gol! Cer ceva aici tricolorii, Jeremy Bochilan scrie, asta ca să fie și mai ironic. Într-o partidă pe care o puteam controla, în care ne puteam distanța, dar ne-am propus puțin. Ne-am propus să jucăm la protecție, la
la trecerea timpului, nu neapărat, dar iată, o minge pierdut aici de Pintilii, dacă am văzut bine, și 3 contra 2 careul de Rakitić aici. Depășit... Nu, dar nu e în cadru. Păi nu era în cadru, pentru că strânsese în centru săpunarul lângă Man. Păcat, mare păcat.